Fiindcă e posibil și acest lucru, o să renunțe la matca care a fost unită. Și din păcate, cred că s-a renunțat la această matcă. Având boci de salvare. Din păcate s-a renunțat la el. Acesta este. Efect. Așa văd eu. Da? Să ne ducem înainte. Să caut. Nu cred că mai are rost să caut, pentru că iată o grămadă de boci de salvare. O să fac o lucrare la aceasta pentru a introduce o matcă, dar de data aceasta voi proceda un pic diferit. Această familie a refuzat unificarea, o matcă tânără și iată primul eșec aici, din păcate, asta este.
I-am distrus toate bocile și mai târziu o să îmi aduc o matcă la un nucleu. Acum vom urmări o altă familie. O să văd un pic ceva. Da, o să aduc o matcă pe două rame și îl voi unifica. O altă matcă, fiindcă pe prima matcă refuzată. E o lucrare, acum am distrus toate bocile. Nu știu, probabil o să vin mâine cu mâine sau de seară o să aduc o matcă tânără pe prima refuzată. Din păcate am trei astfel de colonii formate. Nu știu dacă va fi vreuna acceptat. Bine, deci aici avem o introducere de matcă nereușită. Vom face alte introduceri. Numai bine. Și iată, continuăm. Dacă la prima colonie matca a fost refuzată, această colonie a acceptat-o foarte bine. Avem matca aici. Ouă foarte bine. Și ce mai rămâne de făcut la această colonie e să îi dăm tratamentul și o lăsăm în pace să-și vadă matca de treabă. Cum am spus, modul de unificare a fost simplu. Am adus nucleul peste familia care am desfințat. Am crezut că este o problemă, dar se pare că aici matca este acceptată fără nicio problemă și se pare că nu există metode 100% sigure de introducerea mărcilor. Ce voi face aici este să fac tratamentul și mă întâlnesc cu el în momentul în care voi începe să-i dau sirop. Cam peste vreo 3 zile începem și dăm siropul. Facem tratamentul cu oxalic și cam asta este. Bine, până data viitoare, numai bine!